La sediul Ministerului Educației, alături de ministrul Educației Ligia Deca, rectorul Universității Politehnică Timișoara, conferențiar universitar dr. Inginer Florin Drăgan a semnat un contract de finanțare pentru modernizarea căminelor studențești în valoare totală de 4 milioane de euro. Proiectul finanțat prin PNRR vizează modernizarea completă a căminelor studențești. Pentru început, la căminele 1C și 2C se are în vedere reamenajarea interioară, mărirea spațiului locuibil, transformarea camerelor în module de tip apartament, a câte două camere, două băi și o chicinetă, refacerea termosistemului în vederea reducerii consumului de energie și instalarea de resurse de energie regenerabilă. În ideea de campus verde și celelalte cămine studențești urmează să fie modernizate, cu prioritate cele cu camere individuale. Contractul pe care tocmai l-am semnat este încă o investiție foarte importantă și necesară pentru UPT în vederea atingerii obiectivelor de sustenabilitate pe care ni le-am propus în planul strategic al universității. Dacă și până acum s-au realizat unele lucrări, acum vorbim despre un proiect amplu de modernizare a tuturor căminelor proprii, a declarat rectorul Universității Politehnică Timișoara, Florin Drăgan. Proiectul se alătură și altor inițiative finanțate din fonduri publice sau din fondurile proprii ale UPT, care vizează aducerea campusului Politehnicii la standardele secolului 21.